Bun găsit tuturor! Numele meu este Magdalena Irimia și astăzi, în cadrul emisiunii Dă mai departe, de la Terra Nova TV București, voi aborda un subiect la care am stat și am meditat ceva timp până să îl lansez și să îl discutăm pe post. Este vorba despre educație versus școlarizare. Sunt nuanțe diferite ale unui concept interpretat de la om la om. Voi face acest lucru împreună cu invitata mea de astăzi, căreia, înainte de a-i spune numele, aș dori să-i fac o scurtă introducere și să vă mai dau un exemplu de împlinirea dorințelor atunci când o lansezi cu acuratețe și cu sinceritate către univers sau către Doamne, Doamne. Mi-am dorit tare mult să o cunosc în persoană. Acum 13 ani, când am devenit mamă, ea nu era locată în România și o urmăream de la distanță prin intermediul internetului. După ceva ani, mare mi-a fost bucuria când a anunțat că revine în România cu familia, dar nu alesese Bucureștiul ca destinație, ci un alt oraș. Și am zis ok, oricum este mai aproape și Dumnezeu lucrează. Și ce credeți? Nu a mai trecut mult timp până când a anunțat că vine în București și atunci mi-am zis clar, este un semn pentru mine și cu siguranță la momentul oportun ne vom și întâlni. S-a întâmplat destul de repede acest lucru și vreau să vă spun că inima mi este așa încântată de bucurie, la fel și sufletul. Dragi telespectatori, voi vorbi despre educație versus școlarizare cu Cristela Georgescu, căreia îi spun bine ai venit astăzi alături de noi în studioul Terra Nova. Te îmbrățișez, Magdalena, și mulțumesc pentru invitație. Nu pot asculta telespectatorii, ce frumos cântă inimile noastre. Dar sperăm să le dăm în cuvinte. Eu spun că se simte. Pe scurt, pentru cine nu o cunoaște pe Cristela, vreau să vă spun că acum ea este trainer în sănătate, este naturopat, autor de carte și speaker. Este cu o vastă carieră în corporație, în spate, dar așa cum a spus la un moment dat, nu s-a mai regăsit acolo și firesc, după nașterea copiilor, universul a pregătit altceva pentru ea și mai ales pentru cei cărora le-a fost destinat ca munca și mesajele ei să ajungă. Mulțumesc foarte mult! Cu mare drag! Cristela, mi-a plăcut foarte mult o expresie pe care am întâlnit-o la tine. Atunci când vorbeai despre copii, vorbeai mai ales despre nemurirea steluțelor din privirea lor. Și mi-a rezonat așa în profunzimea sufletului. Da, este dedicația pe care am făcut-o pe toate cărțile mele și chiar cea sub care organizez majoritatea evenimentelor și a tuturor acțiunilor pe care le fac și să știi, Magdalena, că mă gândesc de fiecare dată și la faptul că și noi suntem copii, în continuare, niște copii mai mari. Oamenii cred că mă adresez doar copiilor mici, dar în fiecare dintre noi e un copil. Și ascultând mesajul cuiva pentru copii, despre copii, s-ar putea să regăsim și să fie atinsă în noi acea parte care se numește copil interior. Așa este. Cristela, când se naște un copil, se naște atunci mama, indiferent cât citești înainte. Momentul nașterii declanșează în fiecare mamă ceva unic. Tu ai spus la un moment dat că atunci când devii părinte, te rog frumos să poftești în bancă, astfel încât tu devii învățăcel, iar sufletelul care a ales să vină în familia ta azi devine profesor. Aș spune în completare un citat din Nicolae Tonița, care a fost, cred că, celebrul pictor, dar a fost și primul pedagog, el vorbea prin 1940 de parenting. Și spunea în felul următor, într-o scrisoare către Mihail Sadoveanu. Școala de la noi, ca toate școlile de pe glob, a dat succesivelor generații mai multă instrucție decât educație. Era constatarea lui, dumnealui a avut trei fetițe, din câte știu, dar a avut grijă în același timp și de copiii, nepoții lui, de la surorile sale, văduve de război. Clar, era înconjurat de foarte mulți copii și a avut această aplecare. Cristela, dacă școlarizarea micuțului începe cu înscrierea lui în sistem, când începe educația și mai ales de către cine?
Este un răspuns simplu, cumva, deși complex în profunzimea lui. Cumva bunul simț ne poate da aceste răspunsuri tuturor. Educația nu este un lucru care începe când copilul este înscris în sistem, nu se încheie când copilul părăsește sistemul de educație sau, cum bine a spus marele Tonița, sistemul de instrucție. Ea începe din matca unde copilul se naște, din familie, și acolo continuă până la finalul vieții lui pe acest pământ. Pentru că educația este un proces continuu pentru fiecare dintre noi. Am ținut neapărat să fac această muncă de a împărtăși informații care să ne ajute să vedem diferența dintre educație și școlarizare, pentru că am observat că există aceeași înțelegere generală, cumva lipsită de acuratețe, și anume că educație este egal școală. Deci, nu am putea avea parte de educație decât în cadrul școlii. Și doar anumite persoane special antrenate ar putea să scoată din copiii noștri niște oameni buni de treabă. Este cumva aceeași abordare pe care tindem să o avem și în partea alimentară, să spunem, în alte domenii ale vieții. Adică doar un specialist ne poate spune ce să mâncăm, sau doar un specialist ne poate spune cum să ne hrănim copilul. Și toate aceste lucruri care fac parte din societatea modernă și au rolul lor, ne fac cumva să ne îndepărtăm de natura noastră umană și de bunul simț, acela care ne călăuzește clipă de clipă, mai ales ca părinți, să ne creștem copiii, să-i călăuzim, să le fim exemple în viață, călăuze. Chiar Socrate spunea că orice societate bine conturată, bine închegată, oferă posibilitatea oricui de a fi profesor. Noi am putea fi profesori în diferite domenii, arii ale vieții pentru copii, și suntem, de fapt, fiind exemplele pe care ei le urmează. Noi nici nu ne dăm seama că suntem profesori. Noi credem că suntem profesori doar atunci când le spunem ceva, când le predăm. Le predăm, exact. De fapt, le suntem profesori când ei ne observă și când noi nu suntem conștienți că ne observă. Ca de exemplu copilul care privește mama în ochi. El așa știe să reacționeze, după cum vede în ochii mamei lui că reacționează în anumite circumstanțe. Și spuneam că școlarizarea este un cadru instituționalizat în care atât elevul cât și profesorul, atenție, ambii se supun unui program conceput de o autoritate externă. Educația însă, toți marii pedagogi, atât din România cât și din străinătate, care s-au aplecat cu atenție și cu evlavie asupra acestui concept de educație, spun același lucru, că educația este cea care îl ajută pe copil și pe om, pe adult ulterior, să aibă cunoaștere de sine, să știe cine este el și ce caută el în această viață, care sunt căutările, care sunt speranțele, care este sensul, să-și umple existența cu sens. Educația are rolul de a transforma un copil într-un individ unic. Școlarizarea, părțile ei bune, prin modul în care este aplicată peste tot în lume, nu doar în România, tinde să transforme această unicitate
într-o resursă umană, exploatabilă economic. Și poate marele neajuns al educației, așa cum spunea și academicianul nostru Solomon Marcus, este că noi nu suntem foarte clari care dorim să fie produsul final al educației. Încotro mergem? Ce ne dorim? Doar un angajat bun? Doar un consumator ascultător la toate reclamele? Sau ne dorim o ființă care cunoaște valorile umane, acelea care nu se predau, din păcate, în școală? Noi, cu siguranță, avem cele mai bune intenții atunci când facem alegeri pentru copiii noștri și personal, atunci când am ales un sistem, poate mai puțin fiind informată versus cum sunt acum, am ales pentru o așa zisă siguranță, unu. Doi, am ales pentru lipsa de timp. Așa am considerat eu la acel moment. Deși când se naște copilul, mama suferă niște transformări interne atât de profunde și de frumoase și foarte multe mămici se reorientează profesional, așa cum ai făcut și tu. Și eu m-am reorientat profesional, dar totuși am ales sistemul versus educație, pentru că eu nu am considerat la acel moment că am acele atribute de profesori, dar mai ales timpul necesar. Și din dorința de a nu face greșeli și la pachet cu frica de necunoaștere, aceasta a fost o alegere. Și fix asta vorbeam și cu alte mămici. În timpul care nu există așa cum vrem noi să existe, încât să îl alocăm copiilor și explorării și frica să nu facem greșeli. Și cred că ne învârtim pe o rotiță de hamster, gândind așa. Ne poți lămuri? Un pic de claritate. Împărtășim aici din experiențele noastre de părinți. Robert Kiyosaki spunea chiar că învățarea, deci celebru autor al cărții Tată bogat, tată sărac, el spunea că învățarea este exact acest proces de șlefuire a ideii noastre despre viață față de ce se întâmplă în viață, dându-ne voie să avem experiențe și greșeli și să facem greșeli. Vedeți, inclusiv faptul că ne temem de a greși arată unul dintre punctele slabe al sistemului de învățământ, care scoate în evidență greșeala. Câți profesori folosesc culoarea verde în loc de culoarea roșie? Pentru a sublinia ce a fost minunat într-o lucrare, în loc să scoată în evidență singura sau cele două, trei greșeli minore. Și atunci noi de mici suntem impregnați cu această frică nu față de greșeală, ci față de sentimentul acela de rușine, de umilire că am greșit, care ne creează ca părinți și inclusiv ca oameni care lucrăm în diferite medii, ne creează un alt neajuns. Nu ne dăm voie să experimentăm, nu ne dăm voie să trăim viața așa cum a fost ea menită. Acum, ca să revin la întrebarea pe care ai pus-o, te invit pe tine și pe cei care ne urmăresc să se raporteze în primul rând la timp cu totul altfel. Noi ne raportăm la timp ca la o noțiune care este delimitată și trebuie să facem rost de ea. Da? Timpul, de fapt, există. Și am să fac o analogie, îmi plac mult analogiile, mi se par așa că ajută procesul de înțelegere. Atunci când călătorim, peisajul pe care îl vedem pe geam este acolo și nu va pleca. Dacă noi nu suntem atenți la peisaj, o să spunem, a dispărut peisajul, n-am avut parte de peisaj. Nu ai fost atent la el. La fel și timpul. El există, noi trecem prin el. Nu timpul trece prin viața noastră. Și
Nu e nevoie, cred, nici să ne biciuim. Societatea modernă ne mână cumva de la spate într-un fel în care trebuie să jucăm multe roluri, mult mai multe decât parcă jucau părinții noștri sau poate aceleași roluri, dar cu mult mai multe replici. Așa? Și trebuie să jonglăm mai multe minci decât o făceau părinții noștri. Facem tot ce putem mai bine în fiecare moment. Însă, e important să nu ne lovim de aceste prejudecăți. Nu am timp de educația copilului, nu mă pricep, nu sunt profesor, exact ce spuneam, ca și când, știți, oamenii pe vremuri, cine era vindecătorul familiei, lucrurile de bază, mama, soția, bunica, ele știau și știau și când să apeleze la un medic când viața ți era în pericol. Dependența aceasta de un specialist nu era atât de mare și frica de a greși, pentru că erau în conexiune cu ele însele. La fel și aici, eu sunt în fiecare clipă profesorul copilului meu. Nu trebuie să-i predau ecuații logaritmice. Puțin va reține din asta. Cu adevărat, și școala ar fi bine să se concentreze pe aceste valori de care noi avem nevoie în viață. Ca de exemplu, familia. Cum întrețin o relație umană? Cum să produc bani? Care sunt nevoile semenilor mei? Și cum să învăț să răspund la ele? Pentru că așa abundența mea materială va fi o consecință, răspunzând nevoilor fraților mei de societate. Nu inventând strategii de marketing prin care să le iau ochii sau mințile. Deci aceste lucruri care nu se predau în școală sau pe care foarte puțini dascăli le predau poate la orele de dirigenție, pentru că așa cum am spus, și ei trebuie să se supună unui program. Sigur. Aceste lucruri copilul le poate învăța cu noi și sunt cu adevărat cele mai importante în viață. Când copiii noștri au intrat la școală, învățătoarea ne-a spus, erau 17 în clasă și ne-a prezentat așa planul și a spus să nu vă temeți, o să învețe să socotească și să scrie. Dar obiectivul meu principal este ca acești 17 copii, 17 personalități diferite, să învețe să trăiască unii cu ceilalți vreme de aproape 8 ore pe zi, fără să fie neapărat cei mai buni prieteni, necunoscându-se. Și mi s-a părut extraordinar. Într-adevăr, se simțea neliniștea din ochii unor părinți care gândeau, ok, da. Când trecem la tabla mulțirii. Cât mai durează până acolo. Da. Deci, răspunsul meu este, vedeți, noi ne gândim, educația trebuie acasă să se întâmple într-un anumit fel. De la ora 8 la ora 10. Nu. Educația se întâmplă tot timpul. Oricum se întâmplă. Copilul te observă cum mesteci, cum te așezi la masă. Copilul învață să facă față vieții și provocărilor, așa cum te vede pe tine că faci față. Dacă tu ești permanent agitat, lași urgențele altora să devină urgențele tale, sau ești copleșit, sau muncești fără oprire, el acest model îl va prelua și îl va aplica. Andre Stern spune că este des întrebat și părinții tăi cum făceau, cum te-au educat. Andre Stern, pentru telespectatorii care nu știu încă, este un autor și conferențiar internațional, locuiește în Franța, fiul marelui pedagog Arno Stern, și promovează acest concept de ecologie a copilăriei, adică de respect față de natura umană, față de copilărie, așa cum ecologia promovează respectul față de natură, și este, va veni și la noi în România pe 25 noiembrie. Și ce vreau să spun în
lucrările și în conferințele lui, este întrebat la final și părinții tăi cum făceau ca să te educe. El fiind educat acasă. 100% acasă. Deci el a crescut fără să meargă niciodată la școală, așa cum împărtășește și în cartea lui bestseller, pe care am avut bucuria, onoarea... O să te rog să o arăți acolo la cameră. Da? Să primesc de la Andre încrederea și drepturile de autor, să o public în calitate de editor și iată să țin în mână primul exemplar și să-l prezint telespectatorilor voștri. În această carte, care nu este o propagandă pentru a nu merge la școală sau pentru a desființa sistemul de educație, este împărtășită experiența lui și sunt multe răspunsuri la aceste întrebări. Dar părinții tăi cum aveau timp sau părinții tăi cum știau sau ei erau profesori și de asta? Nu. El spune așa, părinții mei nu s-au raportat niciodată la ideea de a mă educa. Într-un fel. Ei doar au asistat la copilăria mea. Și el și tatălui, marele pedagog, promovează această idee de a avea încredere în aplecările naturale ale copilului și în ritmul natural în care el descoperă lumea și învață de la viață. Și nu prin comparație cu alți copii, aceeași vârstă, dacă are 3 ani, 2 ani, 4 ani, uite ce face vecinul și la noi nu se întâmplă acest lucru. Da, ritmul natural. Ritmul natural și chiar în această carte, tatălui Arno Stern spune că marii creatori nu se compară niciodată. Marii creatori, iar copilul este un creator. Lui, dacă îi se permite să își trăiască entuziasmul cu care descoperă viața și lumea, el este un creator. Noi vom asista la lucruri pe care nu ni le putem imagina, pentru că ne este teamă să-l lăsăm să crească așa cum el și-ar dori. Sunt atâția părinți care se gândesc, poate ar trebui să aibă o meserie ca lumea, ce meseria asta, să fie artist, spre exemplu, pictor, nu știu, vorbitor, iată, sau ce meserie este asta, cum vei trăi, din ce vei câștiga. Aceste frici ale noastre sunt doar niște stabile în calea entuziasmului copilului și cercetătorii neurobiologii au demonstrat că principalul ingredient al dezvoltării creierului copilului este entuziasmul. În creierul unui copil, mic mai ales, au loc 2-3 furtuni de entuziasm pe oră. Nu știu dacă ați observat, sunt și multe filmulețe, circul acum cu ajutorul tehnologiei, părinți care arată cum râd bebelușii lor de lucruri care nouă nu ni se par hilare. Spre exemplu, rupe o foaie de hârtie și el râde în hohote. Ei bine, aceste furtuni de entuziasm care duc la dezvoltarea creierului copilului se răresc pe măsură ce el crește și părintele, de exemplu, îi spune mai lasă joaca, hai la masă odată sau nu mai sta atâta cu ochii în carte, că mai ai și altceva de făcut, proiectul la tehnologie, să spunem. Sau nu te mai juca atât, acum învățăm. Sau nu mai zdrângăni atât din chitară sau la pian sau și astfel încât un adult ajunge să aibă 2-3 furtuni de entuziasm în creier, în sufletul lui, în ființa lui, pe an. Versus 2-3 ore cât are un copil. Aș completa aici cu o altă întrebare. Ce îi motivează pe copii în afară de acest entuziasm? Adică dacă ești un părinte atent și stai așa în apropierea copilului și îl observi, ce îl atrage? Ca să-ți dai seama poate și la ce ar fi priceput?
E, știu da, că avem puțin timp la dispoziție, da, doar câteva hinturi, Cristela. Da. Din experiența ta, în primul rând, pentru da, că ai fost și ești o mamă dedicată și implicată și mereu atentă da, în viața lui Petru și a lui Pavel. Mulțumesc frumos! Înainte să se nască, am avut o idee foarte clară despre parcursul lor de studiu, inclusiv școlile la care vor merge, localitățile, ce vor deveni ei. În momentul în care s-au născut, invitația lor, deci a început școala mea, da, mi-am dat seama că pur și simplu ca acești copii să fie fericiți așa cum îmi doream, trebuie doar să-i susții și să îi ferești cât poți de pericole. Dar să-i lași să se dezvolte, să fii acolo și să îi iubești doar pentru că sunt. Acea iubire pe care ai simțit-o în momentul când l-ai ținut prima oară și te-ai uitat la el. Atunci nu-l iubeai pentru că are gene lungi, ochi albaștri, e cu minte, își face temele, își pune hainele la murdare și le împachetează frumos în dulap. Nu, îl iubeai pentru că este. E, copilul de asta are nevoie, să simtă că e iubit, așa cum e el. Și această fericire, această împlinire ar trebui să fie busola noastră și ca adulți, pentru că orice succes pe care îl obții și nu te face împlinit, este un eșec. Deci împlinirea, fericirea, este această povestioară, să spunem, faimoasă de acum cu John Lennon, când la un moment dat învățătoarea le-a dat să scrie o compunere despre ce vor ei să fie când sunt mari. Și el a scris: doresc să fiu fericit. Și învățătoarea a spus: John, tu nu ai înțeles tema, întrebarea. Și el a spus: doamne învățătoare, dumneavoastră nu ați înțeles răspunsul. Asta își doresc copiii, să fie fericiți. Când sunt copiii fericiți? Când sunt eroi. Deci ei trebuie să fie eroii noștri. Ei bine, la școală foarte rar pot fi eroi, doar dacă fac anumite lucruri, așa cum se spune acolo, iar acasă la fel. Și atunci, din păcate, așa cum discutam și cu Andrei Stern, din păcate, lumea aceasta reală în care ei nu mai pot fi eroi, în care ei nu se mai pot ridica la nivelul așteptărilor nemăsurate ale adulților de la ei, devine neapetisantă. Și există o singură lume în care copiii sunt acceptați așa cum sunt, lumea virtuală. Cea a tabletelor, a telefoanelor, unde toți părinții au mari semne de întrebare și reale îngrijorări. Sigur. Și unde toți părinții își petrec și ei o mare parte din zi. Și noi am folosit mult timp această scuză, le spuneam copiilor, că ei spuneau: bine, dar și tu? Și tu stai atâta? Da, dar eu muncesc? Nu contează. Practic, trebuie să recunoaștem că și noi, adulții, ne luăm o mare parte de satisfacție din ceea ce primim prin intermediul ecranelor. Fie o doză de confort, așa că ne uităm la un, cum se spune, un junk food video, nu neapărat ceva, ne uităm la ceva ușurel, fie că suntem pe aceste rețele sociale unde verificăm cine a apreciat ce am spus, ce am scris, ce am publicat. Satisfacție, deci o căutăm și noi acolo. Și ei simt, copiii simt. Sunt micii noștri observatori. Da. Cristela, cât de greu a fost pentru tine să-ți schimbi paradigma gândirii? Ai devenit mamă la o vârstă matură. Da, la 41 de ani. Da, felicitări, așa a fost să fie. Spune-mi, te rog, până atunci, cum ai spus, aveai deja cariera lor planificată, da, începând cu școlile, facultățile de prestigiu unde urmau să ajungă. Cât de greu a fost să renunți la aceste idei și ce a fost, au fost factori declanșatori, da, care te-au făcut să te rupi de ce ți-ai dat tu seama că nu mai funcționează? Da, au fost factori declanșatori.
Educația, practic, a fost ultima dintre. La început am înțeles importanța alimentației, apoi importanța conexiunii cu natura, inclusiv în domeniul pentru o sănătate robustă. Și apoi a apărut educația. Mi-a fost greu nu să mă rup de paradigmă, ci să mă rup de ideea ce o să spună ceilalți. Ce o să spună. Deci aici a fost saltul în curaj. Și doar iubirea mea uriașă pentru ei mi-a dat puterea să fac acest salt. Ce o să spună părinții mei, ce o să spună prietenii noștri, ce o să spună cei care mă urmăresc, că vin tot timpul cu idei din astea, care de fapt sunt doar niște idei de bun simț, de întoarcere la natura noastră umană și la bunul simț care este în fiecare dintre noi. M-am bucurat și mă bucur în continuare de susținerea soțului meu, care mi-a zis să am încredere că știi ce faci și nu doar a mers pe mâna mea, dar a privit cu încredere, nu cu prejudecăți, la ceea ce propuneam pentru copii și ne-am făcut temele. Într-adevăr, ne-am făcut temele foarte... Factorul declanșator, am să spun o scurtă întâmplare, a fost... nici nu m-aș fi gândit la școală. Auzisem, da, de diferite pedagogii care pun copilul și sufletul copilului în centru, dar nu am dat mare importanță. Copiii erau încă la grădiniță, în al doilea an de grădiniță, și grădinița avea grupe mixte. Unul dintre cei mai buni prieteni a intrat la școală în anul respectiv și, pentru că era un bun prieten, ne vizita foarte des. Odată ce a intrat la școală, vizitele n-au mai fost odată la două zile, ci odată la două săptămâni. Și la prima vizită, el, care era numit de părinții lui rebelul și la grădiniță era cunoscut ca cel mai năzdrăvan, cel mai vioi, cel mai curios, cel mai cățărător, așa, când a venit la noi, eu am crezut prima oară că este bolnav, pentru că era foarte moale, foarte și era tuns foarte scurt. Avea înainte un păr lung și acum era foarte scurt tuns, așa aproape de zero, și era foarte, mă rog, supus, așa. Și am spus, hei, hei, David, cum? Și a zis, știți, nu pot să stau foarte mult, am teme de făcut. Și m-am gândit, nu am reușit, adică a stat foarte puțin la noi, se vedea că era apăsat, mama mi-a zis să merg repede acasă să fac temele. Și atunci a apărut primul semn de întrebare. Ce se întâmplă totuși în această școală din sat, care era renumită în regiunea noastră pentru profesorii ei, care reușeau să scoată copii buni și oameni buni? Ca și când ei ar fi fost insuficient de buni sau răi. Și atunci am început să citesc. Și am citit lucrările Mariei Montessori, ale lui Rudolf Steiner. Am citit tot ce a publicat la noi în țară și toate interviurile pe care le-a dat academicianul Marcus Solomon, Oana Moraru, profesorul Marcel Căpraru. Am citit cărțile lui A.S. Neil, am urmărit filmul Școala Democratică. Am citit apoi toate cărțile lui Arno și Andrei Stern. Deci m-am documentat. Și să văd oare ceea ce simt eu este o frică sau o prejudecată sau este cu adevărat ceva ce nu știam că nu știam. Și am descoperit o lume nouă. Și nu am ales un anumit tip de pedagogie. Niciodată. M-a întrebat lumea, a, te-ai dus la școală privată sau... Nu. Am vizitat toate școlile și am privit steluțele din ochii copiilor care se jucau în curtea școlii. Și acolo au mers copiii, pentru că degeaba o școală se numește într-un anumit fel. Nu este o garanție că acea pedagogie chiar respectă, să spunem, sau da? Tu te uiți la oameni, la profesori, te uiți la copii și la cum se desfășoară lucrurile acolo. Deci, repet, asta a fost greu pentru mine, să mă gândesc și să-mi asum că poate lumea va râde sau ne va cataloga într-un anumit fel pentru că nu urmăm direcția majorității. Și un drum învățătorit. De idei.
Iar eu, Cristela, vorbesc în numele meu, al prietenilor mei care te urmăresc și care au apreciat extraordinar de mult informațiile de pe blogul tău și pot spune cristelagiorgescu.ro, unde mereu ai împărtășit din descoperirile tale și ai știut să o faci într-un mod foarte frumos, astfel încât să creezi deschidere în sufletele celor care te urmăresc, nu numai în creierul sau conștiința lor, și recunoștință încă o dată. Mulțumesc. Noi ne apropiem de finalul emisiunii. O să te rog încă o dată să specifici pentru telespectatorii despre vizita pe care Andre Stern o va face la noi în România și mai ales despre ce va fi conferința pe care tu o organizezi. Da, mulțumesc frumos. Deci, Andre Stern va fi în premieră în România pe 25 noiembrie la București. Va susține conferința Ecologia copilăriei și a educației. Și va vorbi despre informații pe care ar trebui să le cunoască toți părinții și toți cei care sunt educatori sau au un impact în educația copiilor, indiferent de vârsta lor. La această conferință vom răspunde la marile întrebări care îi apasă pe părinții moderni, și anume cum rezolvăm fascinația copiilor pentru ecrane, cum o gestionăm, cum știm care e proporția justă între învățare și joc, care sunt cuvintele sau propozițiile pe care copiii noștri ar trebui să le audă, care sunt lucrurile care îi motivează, îi fac să învețe cu plăcere, ce înseamnă învățare, ce înseamnă educație, care e rolul entuziasmului. Acestea sunt principalele teme și cum să creștem copii fericiți. Îi invit pe toți cei care ne urmăresc să participe la conferință, nu atât pentru copiilor și pentru nemurirea steluțelor din privirea lor, cât pentru ei înșiși. Pentru că Andre Stern, Stern în limba germană înseamnă stea, este cu adevărat o stea pe cerul acestei lumi. Reușește atunci când vorbește să o facă într-un mod tămăduitor și deschizător de inimi pentru toți adulții care îl ascultă. Mulțumesc frumos! Acest concept Ecologia copilăriei, care iată pătrunde și în România, odată cu vizita lui la București și cu această conferință, care va fi după amiaza, așa încât să fie relaxat pentru toată lumea. Doresc ca, prin aducerea acestui concept în România, să facem un pas înainte pe tărâmul încrederii față de natura umană, natura copilului și a copilăriei, jocul, entuziasmul, învățarea nativă prin joc și încrederea în copil și în noi înșine, ca părinți și ca dascăli. Mulțumim, Cristela. O să îți adresez o ultimă întrebare și bănuiesc că răspunsul tău ne va lăsa așa într-o stare meditativă. Oare ca părinte poți să ai starea în care să spui că știu că am făcut tot ce am putut eu mai bine pentru copilul meu, fără să te lași distras de programe, păreri din jur și mai ales de cum trebuie făcute lucrurile? Da, cum spuneai la începutul emisiunii, ca să știm că copilul, virgulă, are un viitor asigurat. Sigur, este un act de curaj să faci acest lucru, să renunți la mustrările de conștiință. Și ai spus un cuvânt, lăsând la o parte ce se spune că trebuie. Ca să poți să faci acest lucru, să renunți și să ai curajul, trebuie să înlocuiești cuvântul trebuie cu merită. Merită? Merită copilul meu asta? Merit eu asta? Și atunci răspunsurile vin simple. Și răspunsul vine de la sine, cu siguranță este din toată inima, merită. Cristela, un ultim mesaj pentru comunitatea noastră și pentru telespectatorii care ne ascultă.
educație versus școlarizare. Știu că am atins foarte, foarte puțin, suntem limitați în timpul nostru liniar, așa cum ai precizat, mergem pe el, ne uităm la peisaj. Un ultim mesaj, dar nu înainte de a-ți reînnoi invitația de a mai veni la noi în studio și, de ce nu, de a continua această temă. Mulțumesc frumos! Îmi pare rău, am fost în acest timp care n-a trecut și uite ce repede am trecut noi prin el. Educație sau școlarizare, un om educat este un om, dragii noștri, un copil educat, un adult educat, este acela care știe cine este el și ascultă de el în a urma drumul pe care îl simte în inima inimilor lui, indiferent de părerile celorlalți, și face lucrurile pentru binele suprem al său și al tuturor celor din jur. Vă doresc să aveți curajul să creșteți copii educați în acest fel și să continuați educația voastră tot în acest fel. Dragi părinți, să ne dăm voie să fim, să ne dăm voie să fim alături de copiii noștri, să ne dăm voie să iubim mai mult și să avem acea încredere că nimic, în primul rând, nu este întâmplător și mai ales că toate se întâmplă la momentul potrivit. Atunci când un suflet ne onorează pentru a-i deveni părinte, cu siguranță că este acolo sus un plan mai mare pe care noi nu îl putem vedea. Dar ce frumos ar fi să ne lăsăm ghidați de acest plan în subconștientul nostru și să-l îmbrățișăm cu inima. Vă mulțumesc în avans pentru întrebările pe care știu că o să ni le adresați. Iar până la următoarea ediție a emisiunii Dă mai departe, vă spun pe curând!